Doi sportivi de la secția de box a clubului municipal Giurgiu au participat recent la una dintre cele mai importante competiții din acest an. O întrecere pentru care cei doi s-au antrenat cu perseverență, după cum ne spune antrenorul Dragoș Diaconu, și de unde au venit cu rezultate bune. Am participat la Craiova, la competiția campionat național de cadeți, etapa finală, cu doi sportivi, și anume Sefer Robert la categoria 56 de kg și Croitorul Nicolas la categoria 46 de kg. Sportivul Sefer Robert a obținut medalie de bronz. Este prima lui participare la o competiție de asemenea învergură. Au fost prezenți 204 sportivi de la 60 de cluburi din toată țara. O competiție foarte puternică. La categoria 46 de kg, tot la prima participare, Croitorul Nicolas, din păcate, n-a obținut decât un loc 5. Dar pentru prima competiție, eu sunt mulțumit. De asemenea, am mai făcut și două meciuri amicale pe care le-a câștigat în afara concursului, bineînțeles pentru a prinde experiență. Anul acesta, Robert Sefer a mai participat la Cupa României pentru cadeți, de unde s-a întors cu locul 4 la categoria 54 de kg, având neșansa de a boxa în semifinală în fața unui pugilist foarte experimentat. A fost o competiție foarte grea, am avut adversari foarte grei, dar cu indicațiile maestrului meu am reușit să câștig un meci. Pe a doilea le-am pierdut, am boxat cu un băiat de la Pitești, a ieșit și campion, tot la categoria aceasta. Cum a fost? Am avut 46 de kilograme, m-am bătut cu un sportiv de la Craiova, foarte bun. Văd că acum ai emoții, acolo ai avut emoții? Am avut puține când am intrat în ring și pe urmă nu mai am avut așa multe emoții. S-au trecut emoțiile spre final, am înțeles că ai câștigat două meciuri amicale. Da, am câștigat două meciuri și unul am pierdut, oficial. Secția de box a CSM Giurgiu pregătește în prezent 20 de sportivi, dintre care 14 sunt legitimați.